Indicatorul trecere de pietoni desfințată care se găsește în intersecția străzii Dezrobirii cu Frații Golești nu-i descurajează deloc pe oamenii care vin și se duc spre piață să traverseze prin locul respectiv. Și nici șoferii nu-i claxonează, ci opresc și le acordă prioritate, derutați probabil de marcajele cu zebră de pe asfalt care încă nu s-au șters. Craiovenii care circulă pe aici nu văd cu ochii buni desfințarea trecerii de pietoni. Pentru cei în vârstă, trecuți de vârsta a treia, nu pentru mine, că mai am până trec de vârsta a treia, până ajung la vârsta a treia, trebuie să o ocolească pe Calea București, până la toate trecerile de pietoni, pentru ce? Dacă se produce ambuteiași, să înființeze aici, să înființeze semafoare, să instaleze semafoare sau poliție locală, să dirigeze circulația. Pe unde? Să desfințe. Ce să cine știe pe unde? De acolo, pe Calea București. Pe Calea București. Și e bine? Pe asta vă întrebăm noi. Nu e bine. De ce spuneți că nu e bine? Nu e bine pentru că e foarte greu, nu? Trebuie să existe o soluție, să o găsească primărul. Poliția rutieră spune că trecerea de pietoni a fost desfințată pentru că se bloca intersecția străzii Calea București cu Frații Golești. A fost o hotărâre a Comisiei de Sistematizare a Circulației prin care s-a stabilit desfințarea trecerii de pietoni în cauză, pentru că se bloca intersecția străzii Calea București cu Frații Golești. Există o trecere de pietoni mai jos pe Calea București, iar cetățenii sunt invitați să traverseze pe acolo, intersecția fiind și semaforizată. Sunt mai în siguranță dacă traversează pe acolo. De aceea s-a mutat și stația de autobuz de pe Calea București după intersecție, tocmai pentru descongestionarea traficului în zonă, pentru că înainte autobuzele staționau lângă trecere și blocau circulația pe prima bandă, a declarat inspectorul Sorin Gaie din cadrul Poliției Rutiere Craiova.